Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit! Dragii mei, iată, sunt din nou la cabinet. Sunt din nou în acel loc liniștit. Acolo unde, adică aici, unde nu vă mai deranjează papagalii mei, nimfele mele, pe unii dintre voi, așa cum am înțeles din comentariile lăsate pe YouTube. Dar de la a vă deranja zgomotul papagalilor, la a spune că ei atrag energii negative, dragii mei, este un drum foarte lung. Dar, mă rog, fiecare cu părerea lui. Trebuia să spun asta, că îmi stătea pe sufletel. Nimfele mele nu atrag energie negativă, asta era ideea. Și cui nu îi place, îl rog frumos și politicos și cum mai vrea să nu se mai uite pe canalul meu. Mulțumesc anticipat. Bun, și revenim. Dragii mei, așa cum am spus, așa cum am promis, pentru că am făcut această schimbare de planuri, să fac tarotscopul de 2 ori pe lună, pentru a avea timp și de altfel de mesaje pentru voi, la solicitarea multora, am decis să fac astăzi acel gen de citire, alege o carte, în care să vedeți ce se întâmplă, să spunem, cu sufletul vostru pereche. Ce se întâmplă cu acea persoană cu care, probabil, nu știu, unii sunteți sau alții o așteptați. Să vedeți în ce ape se scaldă, să vedeți ce se întâmplă în jurul lor, poate de nu mai apare. Bun, și am fost ghidată să fac această etalare pe 3 grupe de cărți. Așa mi s-a spus, așa le fac și foarte bine că eu sunt copil cu minte. Și pentru a vă ajuta pe voi să alegeți, nu am mai pus cristăluțe diverse pe grupele de cărți, ci am pus rune. Și pentru grupul numărul 1 avem această rună. Dacă sunteți atrași de această rună, mesajele despre sufletul vostru pereche se află în grupul numărul 1. Următoarea rună pentru grupul numărul 2 este aceasta. Deci dacă sunteți atrași de această rună, de acest simbol, mesajele referitoare la sufletul vostru pereche sunt în grupul numărul 2. Și următoarea rună pentru grupul numărul 3 este aceasta. Da? Deci avem numărul 3, să vedem dacă pot să le țin pe toate ca să vă vină bine și mai ușor. Numărul 2. Și I și numărul 1. Da? Numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Și știți foarte bine, lăsați intuiția să lucreze pentru voi, închideți ochii eventual, respirați adânc și vedeți care din cele 3 simboluri ale runelor vă atrage cel mai mult, pentru că acolo se află răspunsurile voastre. Gata! Pentru cei care ați fost atrași de această rună, da? Vom începe citirea pentru numărul 1 și să vedem, dragii mei, unde se află sufletul vostru pereche, unde, în ce sens, unde pe drumul acesta al sufletelor pereche se află, unde se află această persoană pe drumul evoluției sufletului său. Și pentru a răspunde la această întrebare, avem prima carte care a ieșit din acest oracol. De fapt, este tarot. Tarot egiptean. Asta este prima carte care ne spune și vă spune vouă că sufletul vostru pereche este cartea împăratului, da? Pe drumul vieții, pe drumul sufletului. Sufletul vostru pereche, persoana la care vă gândiți sau poate nu aveți o persoană în minte, ci pur și simplu conceptul de suflet pereche și vreți să știți unde bântuie și ce se întâmplă de nu apare, vă spune această carte foarte clar că această persoană se află în acest moment, într-un stadiu foarte stabil al vieții. Sufletul vostru pereche a învățat, să spunem, niște lecții până acum. Niște lecții despre cum să
construiască lucruri stabile, este acum în stadiul în care știe destul de bine ce vrea. Destul de bine, și o să vedeți de ce. Este stabil sau stabilă din punct de vedere financiar, să spunem, stăpânește foarte bine acest domeniu al lucrurilor materiale. Ceea ce este, zic eu, că este foarte bine, dar haideți să vedem și următoarele cărți ca să vedem povestea în sine. Important era să știți că este în acest punct al vieții în care se ocupă mai mult de lucruri materiale. Este preocupat, preocupată de aceste lucruri, să construiască, să dezvolte anumite lucruri, dar sunt lucruri strict materiale, strict de 3D, să spunem, care nu sunt nici de cum rele, sunt esențiale supraviețuirii, că acum cât de spiritual ai fi, nu știu cât de confortabil este să stai în fundul gol în mijlocul naturii și să meditezi într-una. Haideți să fim serioși, nu de asta am venit aici. Bun, și haideți să vedem următoarele cărți. Avem Cavalerul de Bâte, următoarea carte, urmată de 9 de săbii, urmată de cartea Hierofantului, a Marelui Preot în poziție întoarsă, urmată de această carte a Mișcării înainte și ea în poziție întoarsă, totuși ceva se întâmplă cu această persoană, cu acest suflet pereche, Broken Heart, inimă frântă, Up in the Air, sus în aer, este ceva și această persoană se pare că nu vede, Mending, și o să discutăm această carte, cartea Împăcării, cineva din trecut se pare că vrea să vină, să revină în viața sufletului vostru pereche, avem după aia Heart to, după aceea, după aia, Cristina, după aceea această carte de Heart to Heart Conversation, conversație de la inimă la inimă, cartea drumului, hai să le dau mai sus, că nu mai am loc pe birou, îmi trebuie o masă de 12 persoane ca să mi-ajungă să pun toate cărțile, cartea dramei, Emotional Release, eliberare emoțională, She Loves, ea iubește. Și ultima carte din Simbolon, a cărei întrebare, să spunem, a fost ce anume ascunde sau ce anume împiedică această persoană să vină la această uniune, să spunem, cu voi. Da? Ce împiedică uniunea între această persoană și, și voi. Și avem această carte, ea se numește Cartea Avortului, dar o să vedem despre ce este vorba. Ok, așa cum spuneam, sufletul vostru pereche este pe material, este pe lucruri concrete în momentul de față, da? Este în acel stadiu al vieții sale. Este o persoană foarte înflăcărată din ceea ce văd, cu acel cavaler de bâte, face lucrurile, le concretizează cumva, dar din nou vorbim de partea materială, din ce văd aici, această persoană este scindată între inimă, să spunem, și rațiune. Este prins sau prinsă, da? Dar spun prins pentru că vorbesc de sufletul pereche. Da? Sufletul pereche este prins, ăsta al vostru, într-o încăpățânare, să spunem, într-o rigiditate legată de niște norme religioase sau norme sociale. Preferă să stea în situația în care se află și simte că nu se poate mișca, simte că nu poate ieși dintr-o situație întunecată, pentru că eu vă zic foarte clar, sufletul vostru pereche se află, din păcate, într-o situație care îi dă acea energie de coșmar, acea energie de anxietate. Dar preferă cumva, dintr-un motiv sau altul, să rămână acolo, pentru că există această încăpățânare sau, mai bine spus, îndoctrinare, că anumite lucruri nu e bine să le faci, că anumite lucruri nu e frumos să le spui, că anumite lucruri trebuie să fie așa pentru că spune biserica, pentru că spune societatea. Lucru care, bineînțeles, nu este benefic. Văd foarte clar că sufletul acestei persoane este rupt în bucăți. Dar, repet, este alegere personală, da? Locul în care stă, situația în care se află, poate relația în care se află, îi provoacă aceste suferințe.
Este foarte clar, pentru că avem și acele două cărți din Amorul Ghebos, care spun o luăm de la început, care spun foarte clar că știți cum simt, această persoană ar vrea pe o parte să plece, dar pe cealaltă parte este legat de o situație sau de o persoană care tot vine și îl agață sau o agață în momentul în care vrea să plece. Ar fi foarte bine ca sufletul vostru pereche, această persoană, să se deschidă, să spună ce are de spus. Se pare că totuși nu o face. Este înconjurată de o dramă. Poate că această persoană care se tot agață de el sau de ea, în funcție de genderul pe care îl are, și face așa o dramă din tot ce se întâmplă, ceva de genul sufletul vostru pereche, să spunem, vrea să iasă din această relație, conjunctură, și vine cealaltă persoană și spune: aoleu, fără tine mor, aoleu, fără tine se termină lumea, vai ce-mi faci tu mie, nenorocitule, nenorocito, mă lași tocmai acum când vezi, dragă Doamne, uite cât am făcut eu pentru tine, sau uite ce o să se întâmple cu mine dacă tu pleci. Ceva de genul ăsta. Are foarte multe de vindecat la nivel de suflet. Sufletul vostru pereche încă, din păcate, nu este pregătit pentru o conexiune cu voi. Este pe un drum de vindecare, este pe un drum de transformare, dar ține de el, de ea, să facă acest lucru. Avem pentru această persoană această eliberare emoțională. Trebuie să redescopere puterea care zace în el sau ea. Trebuie să realizeze că el sau ea se află într-o problemă. Deocamdată se pare că nu realizează, pentru că problema o vede aici sus în aer, dacă o vede. Au impresia că situația în care se află este de nerezolvat, să spunem. Total aiurea, situația se poate rezolva dacă această persoană învață lecțiile, pentru că ni se spune foarte clar, mai are de învățat niște lecții. Trebuie să nu se încăpățâneze, trebuie să nu mai fie atât de rigidă și să se țină legată de o situație, când tot ce ar trebui să facă este să pună aceste lecții, aceste amintiri, să le pună în ordine, să facă liniște în minte, să facă liniște în suflet, să învețe ce este de învățat din toate aceste povești prin care a trecut, aceste situații, și să se elibereze. Partea, să spunem, singura chestie pe care ar trebui să o facă, da, și ni se răspunde în această carte, este iubirea. She loves spune foarte clar că tot ceea ce trebuie să faci pentru a-ți curăța drumul, tot ceea ce trebuie să faci pentru a schimba o situație, pentru a schimba lucrurile din jurul tău, și aici mă refer la sufletul vostru pereche, este să acceseze din nou iubirea. Și știți foarte bine că pentru a accesa iubirea trebuie să vă iubiți în primul rând pe voi. Așa trebuie să facă și sufletul vostru pereche, trebuie să-și aducă aminte de sine. Pentru că, și acum ajungem, zic eu, că la cea mai importantă carte din toată această poveste, da? Și anume obstacolul, ce anume îl oprește sau o oprește. Clar, nu este vorba despre un avort, așa cum se numește cartea. Cartea asta vorbește despre faptul că această persoană, undeva în timp, în trecut, mai îndepărtat sau mai apropiat, a făcut un jurământ, a făcut un sacrificiu. Sper că nu a fost ad literam, da, sacrificiu, ferească Dumnezeu, dar nu, vorbim de faptul că a sacrificat sufletul și a vândut sufletul pentru niște situații materiale. Și a vândut sufletul pentru confort material, pentru a avea acea stabilitate de care probabil avea nevoie. Și mai mult ca sigur s-a gândit în mintea sa că cea mai bună stabilitate ți-o oferă partea materială. A realizat, după ce i s-au îndeplinit aceste dorințe, pentru că v-am spus clar, această persoană are, cel puțin din punct de vedere material, tot ceea ce îi este necesar, dar sufletul îi este rupt în bucăți. Wow, o energie destul de nasoală, dar trebuie să fie conștientă această persoană că a făcut acest pact, a făcut această înțelegere cu anumite forțe,
pentru a obține ceea ce credea că este necesar. Ia că a obținut, dar prețul se pare că de-abia acum conștientizează că a fost și este foarte mare. Și cu toate că această persoană conștientizează că nu este ok, are cartea coșmarurilor, are cartea anxietății, cartea de broken heart, de inimă frântă, Doamne, Doamne, ce este acolo, totuși nu poate merge înainte pentru că a fost făcut acest contract, pentru că știe că trebuie să urmeze anumite reguli, anumite lucruri pe care probabil le-a promis pentru a menține această stabilitate de care a avut nevoie. Există șanse ca această persoană să iasă și, repet, șansele și rezolvarea se află în iubire și va trebui să înceapă cu propria persoană. Nu va fi un drum ușor, această carte vorbește, așa cum știți, de drumul de transformare care va duce în sfârșit spre lumină, va întoarce acea carte de mișcare înainte, care în momentul de față este întoarsă pentru ei, dar cartea asta mai vorbește și despre o perioadă de 2 ani de zile. Poate nu or fi 2 ani. Ideea este că această persoană va ieși, dacă vrea, evident, din situația în care se află și va veni să facă această uniune cu voi, să intre în viața voastră după un timp mai îndelungat. Pentru că ceea ce a făcut pentru a-i fi bine, iată acum vine și îl ține sau o ține, e vorba aia și îl mușcă de fund ceea ce a făcut, cam asta se întâmplă. Nu e un drum ușor, dar sunt lecțiile acestei persoane. Trebuie să înțeleagă ceva, dacă vrea să înțeleagă, și de-abia după ce realizează că în a-ți vinde bucăți din suflet pentru anumite avantaje nu este ok, după ce va învăța toate aceste lecții, de-abia după, da, va putea să se elibereze din punct de vedere emoțional și de-abia după acest lucru va putea veni în uniunea cu voi. Nu are cum altfel să o facă și dacă ar avea cum să o facă acum, credeți-mă că nu v-ați dori o relație cu o persoană a cărui suflet e rupt în bucăți. Nu ați face decât să vă sacrificați voi, să spunem, pentru a pune la loc aceste bucăți pentru cealaltă persoană, să, mă rog, să încercați să faceți acest lucru și o să vă stoarcă de energie. Lucrurile nu o să fie așa cum vă doriți, așa că eu vă sfătuiesc să ce puteți face voi, chiar dacă, nu știu, cunoașteți sau nu această persoană, dar vă doriți această uniune cu sufletul pereche, este să lucrați și să ajutați din punct de vedere energetic această persoană să se desprindă. Puteți să-i trimiteți cât mai multă iubire, repet, chiar dacă o cunoașteți, chiar dacă nu. Puteți lucra și cu Ho'oponopono pe această persoană pentru a o ajuta energetic să se desprindă, pentru a o ajuta energetic să primească această energie a iubirii și poate atunci încet, încet începe și ea să rupă niște lanțuri și niște promisiuni, niște jurăminte făcute într-un moment de neclaritate mentală, să-i spunem. Dragii mei, care ați ales numărul 1? Cam asta se întâmplă cu sufletul vostru pereche. Știu că nu este o citire pe care probabil ați fi dorit să o auziți, dar astea sunt cărțile, eu zic că sunt foarte importante, e foarte important ca voi să știți ce se întâmplă și dacă e să nu cunoașteți această persoană, să înțelegeți de ce încă nu apare, de ce nu apare, ați văzut, pentru că încă mai are de rezolvat niște chestii pe plan personal, sunt lecțiile acestei persoane și trebuie să treacă prin ele, trebuie să se vindece ca atunci când vine în conexiune cu voi lucrurile să fie foarte frumoase. Dragii mei, astea sunt mesajele, asta face sufletul vostru pereche, dragii mei, care ați ales numărul 1, nu fiți triști, bucurați-vă că acum știți despre ce este vorba, bucurați-vă că puteți participa, să spunem, la eliberarea sufletului vostru pereche, exact cum am spus, trimițându-i cât mai multă iubire și făcând acele tehnici, de ce nu, de Ho'oponopono și, ups, veți vedea că lucrurile se vor schimba și vor veni, să spunem, reveni la normal cât mai repede.
Dar asta înseamnă implicare, asta înseamnă să vă doriți și voi la fel de mult să ajutați această persoană. Că poate, de ce nu? Poate e și rolul vostru să faceți acest lucru. Bun, dragii mei, asta este citirea, așa cum am spus. Până data viitoare, când ne revedem cu altă citire sau la Tarot Scope, vreau să știți că eu vă pup și vă iubesc.